a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: Plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Turbulată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: Nu te teme, Maria, căci ai căpătat îndurarea înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei fi însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. El va împărăți peste casa lui Iacob în veci, că împărăția nu va avea sfârșit. Maria a zis: Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era drăgător în Siria Chirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Care la locul
Pe cât era ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a împășat în scutece și l-a plecat într-o iesle, pentru că în casă de popăzire nu era loc pentru ei. În ținutul acela, erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul tâmpelor. Și atâta că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălușit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul a zis: O, nu vă temeți, că vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, li s-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfățișat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerii, s-a unit o mulțime de vaste cerească, lăudând pe Domnul și zicând: Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. După ce au plecat îngerii ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: Haideți să mergem până pe Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vom numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor și Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Thank you.
ce s-a născut Iisus în Betleem, în Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că a venit niște magi din răsărit la Ierusalim și a întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua din răsărit la Ierusalim, a venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții ce mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci atât ce a fost scris în prorocul. Și tu, Betleem, țara lui Iuda, nu ești nici de cum ce mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstor poporului meu, Israel. Atunci, Irod a chemat ascuns pe magi și a aflat tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați de amănuntul despre cum și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, o să vin și eu să mă închid bine. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzură în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistierele și i-au adus dare, aur, tămâie și smirnă. Osanale vibrează cerul glorios. Îngerii cântă în limbi omine, Osana s-a născut Hristos. Răsună cerul, ce splendoare, păcer frumos și minunat,
Pământul este în sărbătoare, s-a născut Marele Împărat. De străzi se aud cântări mărețe, imuri spre lauda lui Hristos. În jur e atâta frumusețe, căci s-a născut Domn glorios. Iisus Hristos, chiar El Mesia, trimis de Domnul Dumnezeu, s-a împlinit azi profeția, lăudat fie numele Său. Amin. Papa,